În Turceni, în schimb, e necaz mare. Locuitorii ale căror case au fost distruse de inundații la mijlocul lunii decembrie și-au petrecut sărbătorile prin vecini. 7 familii au rămas sărace lipite după ce o conductă a termocentralei s-a spart, iar apa cu cenușă s-a revărsat în gospodăriile lor. Oamenii au ajuns să doarmă cu animalele în casă. Aici era cotețul de porci și păsările. Păsările s-au dus. Asta este o magazie. Aici erau lemne în spate. Acolo era gardul care l-a îngropat. În această casă de pământ, îngropată în noroi, stătea până luna trecută o bătrână de 76 de ani. Înăuntru, locuința arată ca după bombardament. Tavanul e turtit, pereții stau să cadă, iar așternuturile sunt pline de mâl amestecat cu cenușă. Ce sărbător poate face femeia asta care plânge toată ziua? N-are unde dormi. De frică să nu îngroape și pe ea casa, bătrâna s-a adăpostit pe la vecini. În această situație sunt 7 localnici, printre ei și această femeie. Când a venit apa cu cenușă, a mai apucat să salveze doar porcul din coteț și acum îl ține cu ea în casă. Sunt porcul în casă cu mine, că n-am cenușa scoasă din grajd. Chiar dacă le-au rămas casele în picioare, ceilalți localnici privesc acum la grădinile acoperite cu cenușă. Avea și el, văzut ei, pom, 30 de pomi, 300 de bușteni de vie, grădină, lucernă. De o săptămână, excavatoarele curăță pământul, dar abia au reușit să dea la o parte 10% din cantitatea de cenușă. Reprezentanții termocentralei spun că îi vor despăgubi pe oameni dacă ancheta va stabili că sunt vinovați de producerea dezastrului. Vom executa toate lucrările de remediere, astfel încât casele respective să ajungă într-o stare tehnică cel puțin la fel de bună ca înainte. Polițiștii efectuează cercetări pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Pământul va fi și el acoperit cu un strat nou, altfel nicio plantă nu va mai crește în zonă. Târgul